Salutare tuturor! Zilele trecute o națiune întreagă a putut vedea cum în București din nou au avut loc niște proteste, poate exotice, oricum total aparte, speciale, cele ale Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Sună pompos, dar e, din păcate, face parte din realitatea vieții noastre de zi cu zi din ultimii ani și, din păcate, din nou spun asta, boala secolului trecut continuă să ne lovească și mai punem și noi, oamenii, niște picături, dacă doar picături, niște vreascuri, niște lemne în plus pe focul ăsta nenorocit. Invitatul nostru este Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, care a fost prezent și la București. Și am să-l întreb direct, care este în momentul de față situația care v-a determinat să ieșiți în stradă și să protestați în fața Ministerului Sănătății. Cum stăm din acest capitol? Bună ziua, pentru invitație. Stăm foarte prost. Nu degeaba noi am ieșit în stradă, dar un scurt istoric, noi vă spunem pe șleau de ce am ieșit în stradă. Dar trebuie să fac un scurt istoric. În urmă cu 22 de ani am cerut un plan național de cancer. Anul trecut, când acest plan s-a conturat, a fost votat în unanimitate de Parlamentul României și promulgat în noiembrie de președintele țării, noi am crezut că s-a aprins lumina la capătul tunelului și pentru noi pacienții cu cancer. Din păcate, domnul ministru, începând cu ianuarie, ne-a stins această luminiță, lumina speranței, pentru că a declarat public că acest plan nu este bun, nu poate fi implementat, cu toate că planul se duce în transparență 5 luni de zile și avea posibilitatea să aducă amendamente, să facă corecturi. Mai mult decât atât, partidele din coaliție și nu numai, toate partidele parlamentare au votat în unanimitate această lege. Deci, domnul ministru se situează acum mai presus decât legea. Nu știu, v-ați întâlnit cu domnul Alexandru Rafila, l-ați întrebat care sunt motivațiile pentru care și-a schimbat opinia? Nu există fonduri? Motivațiile, domnule ministru, sunt multiple. Le-a expus în mod public, dar noi considerăm că dumnealui a încălcat legea. La 1 iulie noi trebuia să beneficiem de ceea ce spune planul, legea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului, nu poveștile cu cocoșul roșu a domnului ministru, care tergiversează implementarea acestui plan, tergiversare ce face 153 de victime în fiecare zi. 153 de pacienți mor în fiecare zi din patologia oncologică, ceea ce ne situează pe un rușinos loc întâi la mortalitate în Europa civilizată și responsabilă. Nu mai spun de cele 20.000 de decese evitabile în fiecare an în patologia oncologică și cu 48% la general mai multe decese decât media europeană. E puțin, e mult. Toate aceste cifre concrete, argumente ne-au determinat să ieșim în stradă, să ne apărăm planul pe care l-am cerut de 22 de ani pentru a elimina discriminarea dintre cetățenii Europei și a avea și noi egalitate de șansă cu ei. Noi am spus că nu vom mai permite de acum încolo niciunui ministru să-și pună semnătura pe certificatele de deces ale pacienților oncologici. De aceea am ieșit în stradă, de aceea am cerut imperativ implementarea și respectarea legii și implementarea Planului Național de Cancer. De aceea ne-am expus la o căldură torindă, după cum știți și dumneavoastră, deoarece noi nu mai avem ce pierde. Decalajul între România și Europa civilizată de 5-6 ani. Ca și speranța de viață între noi și media europeană, România și media europeană, a speranței de viață e mai mică cu 5-6 ani. Deci, poate pot să spun de aici și să argumentez că și de aici vine o parte din diferența speranței la viață în România. Din câte știți, câți români sunt afectați de boala asta? Declarațiile casei an de anul acesta,
care a spus că anul trecut au fost în tratament 180.000 de pacienți oncologici. După statistica europeană, în fiecare an se depistează peste 100.000 de pacienți cu diferite forme de cancer și, din păcate, peste 55.000 pierd lupta cu boala din cei nou diagnosticați, adică din acea 100.000. Un lucru tragic, pentru că în România nu avem programe de screening, în România nu avem acces la investigații de ultimă generație, genetice, moleculare și așa mai departe. În România nu avem acces ca Europa responsabilă la tratamente inovative care pot face de cele mai multe ori diferența între viață și moarte. Într-o statistică făcută în 2016 de o agenție de sondaj, am avut cifra aproape exactă de total 850.000 de pacienți cu cancer în România, unii în tratament, alții în monitorizare, alții cu boala vindecată. Deci, cam asta e realitatea României de astăzi. Și, din păcate, boala asta nu ține cont de vârstă, deci forța de muncă a României este binișor afectată de acest flagel. Tocmai de-aia ar fi trebuit să existe, sau ar trebui să existe, dincolo de lege, și niște fonduri. Niște fonduri care să-i ajute și pe cei bolnavi, dar și pe ceilalți, să vadă, să meargă mai departe și să încercăm să oferim sănătate și, în același timp, forță de muncă economiei naționale. Fiindcă, în fond și la urma urmei, există o vârstă până la care omul trebuie să depună niște eforturi pentru a-și câștiga și propria pâine, dar pentru a-și ajuta și semenii. Și, din păcate, în toată povestea asta, pe care unii dintre noi nu dăm semne că o înțelegem, există cel puțin două tabere. Tabăra care e reprezentată de actualul ministru, dacă înțeleg eu bine, Alexandru Rafila, care are o viziune mai personală asupra modului în care ar trebui să se desfășoare, să se pună în practică acest plan național de combatere și de control al cancerului, și cealaltă tabără ai pacienților care sunt afectați, unii de ani buni, alții de câteva luni, dar care tot nu înțeleg de ce nu s-a trecut la treabă din moment ce avem o lege de peste 7 luni. Corect? Corect. Viziunea domnului ministru ar fi trebuit să fie în concordanță cu ceea ce a votat Parlamentul României și a promulgat președintele țării. Domnul ministru în acest moment este în afara legii, este culpabil. Deci, domnul ministru, considerăm noi că a luat acest Minister al Sănătății pe persoană fizică. Nu ne mai reprezintă interesele. Vreau să spun că nu au înțeles ai noștri guvernanți până astăzi că investițiile în sănătate nu înseamnă costuri. Investițiile în sănătate generează profit, ținem oamenii sănătoși, îi menținem în economie și vreau să vă spun un secret. Majoritatea pacienților cu diferite forme de cancer doresc să muncească. Nici nu doresc să știe toată lumea că au un cancer, mergând pe deviza decât să fiu compătimit, mai bine invidiat. Deci aici vorbim despre responsabilitate sau despre iresponsabilitatea unui ministru al Ministerului Nesănătății, am numit noi, numit Alexandru Rafila. Ne-am pus mari speranțe în domnul ministru Rafila, fiind un om din sistem, fiind un medic, mă rog, chiar dacă specialitatea dumnealui nu are de a face cu bolile cronice, ne-am pus mari speranțe, iar dezamăgirea a fost la fel de mare când ne-am simțit într-un fel trădați de domnul ministru, pentru că nu a dorit să implementeze Planul Național de Cancer. Știți că, și știm și noi cei din presă, știți că Alexandru Rafila a ieșit și a spus că ceea ce era până acum câteva săptămâni nu putea să funcționeze, fiindcă a precizat că n-a fost bine gândit. A și intrat într-o dispută cu colegii de-ai dânsului din același partid, medici ca și Alexandru Rafila, și-au apărat ambele tabere punctul de vedere. Deocamdată de pierdut au pacienții, fiindcă
toată mișcarea asta s-a suspendat, tot ceea ce ar fi trebuit să intre în funcțiune de la 1 iulie s-a amânat sine die, nu se știe absolut nimic. Sunt tare curios, ați încercat să vorbiți de la om la om cu Alexandru Rafila și să vă spună: domnule, uite, asta s-a întâmplat, astea sunt temerile mele, de-aia am stopat, vreau să fac așa, vă promit că de la 1 nu știu cât se vor schimba datele probleme. Da, domnul ministru ne sfidează, ne ignoră, chiar ne-a marginalizat ca și patologie. Domnul ministru, știind de protestul nostru, a plecat în campanie electorală la Bistrița în data de 13, iar noi am protestat în fața unui minister fără ministru. Cam asta este atitudinea domnului ministru față de pacienți, în primul rând, nu neapărat patologia oncologică, pentru că atitudinea dumnealui este față de toate patologiile bolilor cronice din România. Și din păcate, nu a dovedit că are compasiune față de noi pacienții, nu mai vorbim de responsabilitate. Deci domnul ministru a luat și acest plan pe persoană fizică, dar, repet, noi nu ne uităm la ceea ce spune domnul ministru, pentru că noi îl considerăm culpabil că n-a respectat legea. Eu, dacă îmi permit ca cetățean, ca pacient, să nu respect legea, a doua zi poate sunt legat, arestat, dar domnul ministru își permite acest lucru, din păcate, pentru noi pacienții. Adică noi suntem intrigați cum un demnitar al statului român nu reușește să respecte legea, ba mai mult decât atât, își permite să modifice de unul singur, chiar dacă ea a fost votată în unanimitate în Parlamentul României. Deci domnul ministru la ora actuală se crede Dumnezeul României, adică mai tare decât Parlamentul, mai tare decât președintele țării, mai tare decât alegătorii, care sunt și pacienți până la urmă și familiile acestora. Deci domnul ministru este într-o gravă eroare privind respectarea legii și este culpabil, de aceea noi vom merge mai departe și îl vom acționa în judecată. Ați lăsat după ultimul protest niște documente oficiale la Cabinetul Ministrului Sănătății? Nici de cum, pentru că noi am spus clar că protestăm pentru nerespectarea legii. Ceea ce vine domnul ministru cu poveștile de care v-am spus sunt problemele dumnealui, sunt fițuicile dumnealui, sunt luate toate pe persoană fizică. Noi am reclamat nerespectarea legii, votată, repet, și promulgată de președintele României. Culmea că noi am zis că această lege va fi implementată fără doar și poate, deoarece a fost pentru prima oară când am văzut asemenea solidaritate în Parlamentul României a tuturor partidelor parlamentare. Din păcate, ne-am înșelat amarnic că un singur om este mai presus decât legea, mai presus decât Parlamentul României și decât șeful dumnealui de partid, mai presus decât Guvernul României, mai presus decât președintele României. Chiar nu mai înțelegem această stare de fapt și de aceea am fost revoltați și am ieșit în stradă. Și nu vom permite ca acest plan pe care l-am așteptat 22 de ani să ne fie furat. De aceea vom merge mai departe și nu numai la nivelul țării, în instanțele din România, ci și în cele europene, dacă e cazul, dar vom duce durerea noastră și în Parlamentul European și în Comisia Europeană. Deja este pregătită o scrisoare către doamna Stella Kyriakides, comisarul pe sănătate și alimentație, dar aceeași scrisoare va fi trimisă de protest, cumva de nemulțumire, către ambasadele țărilor Uniunii Europene din România, inclusiv UK și Statele Unite. Ce țineți în scrisoarea despre care vorbiți? Reclamăm faptul că domnul ministru nu respectă legea, că această nerespectare a legii face victime. 153 de pacienți în fiecare zi. Nu ne mai dorim asemenea catastrofă. Mulți dintre acești pacienți puteau fi salvați dacă acest plan ar fi intrat în vigoare. Deci vorbim despre victime.
Este un atentat la siguranța națională nerespectarea acestei legi de către domnul ministru Alexandru Rafila. Pe de altă parte, ați încercat, nu știu, poate după ultimul protest, a luat legătura cu dumneavoastră, ați încercat să mai luați legătura cu ministrul sănătății? Ați încercat să ajungeți la șeful lui de partid, la actualul premier? Nu, din păcate, înainte de protest am avut promisiuni că ne vom întâlni cu domnul actualmente premier Ciolacu, nu s-a întâmplat. Ați văzut că au ieșit scântei și în partid între profesorul Achimaș, un renumit chirurg oncolog din Cluj, și domnul Rafila, între o senatoare de la Partidul de Coaliție și domnul Rafila. Deci a fost un scandal public privind implementarea acestui plan. Așa este. Nu s-a întâmplat nimic. Domnul Rafila se pare că e om orchestră în România în acest moment. Cât despre comunicarea cu Ministerul Sănătății, am fost invitat la începerea protestului de către un secretar de stat la discuții. Am refuzat, pentru că noi ne adunasem acolo în căldura aceea toridă să protestăm și am așteptat toți colegii din țară, de aceea am refuzat invitația de la ora 10 când noi ne-am anunțat declanșarea protestului. Am mers ulterior la 12 și jumătate după încheierea protestului să discutăm cu domnul secretar de stat, care încerca cumva să-și apere șeful normal. Un domn secretar de stat tinerel, medic, se pare foarte bine pregătit din câte ne-am dat noi seama, dar nu am înghițit acele gogoși pe care dumnealui ni le-a servit privind ordonanța de urgență care vrea să reglementeze planul să facă să dreagă. Nu, domnule, noi reclamăm faptul că s-a încălcat o lege. Ce vreți dumneavoastră să faceți? E treaba dumneavoastră. Foarte bine, faceți, că de aceea sunteți puși aici. Dar unde respectul față de lege? De ce nu ați respectat legea? E întrebarea care ne sună tuturor în urechi. De ce un ministru, un demnitar al statului, se situează mai presus decât legea, încălcând astfel și Constituția României? Asta e durerea noastră. A fost creat un precedent foarte, foarte, foarte urât în istoria noastră, a țării noastre și mai ales în sistemul de sănătate, știind că Ministerul Sănătății este în culpă și cu alte legi. Legea infecțiilor nosocomiale, elaborată în urmă cu 5 ani, care nu are norme nici astăzi, au elaborat-o degeaba. Legea diabetului, elaborată cu și promulgată cu 3 ani în urmă, nu are norme de aplicare. Deci noi nu dorim să fim în acea situație, pentru că suntem pacienți cu cancer, o boală care face numeroase victime. Și nu dorim să fim în acea situație cu legile anterioare. Ne dorim să mai salvăm dintre noi atât cât putem. Acest plan național de cancer ar fi salvat mulți dintre noi și nu a mai fi fost rușinea Europei. Repet, de la 1 iulie până astăzi faceți o socoteală, 153 de pacienți în 17 zile, cât sunt oare? Cine răspunde pentru aceste decese? Dar pe de altă parte, de ce nu se aplică? Aveți vreo idee? Vi s-au dat pe surse niște explicații neoficiale? Costă prea mult acest plan de combatere și de control al cancerului? Nici de cum. Aveam și bani europeni în ceea ce a fost creionat, pe care cu siguranță o să-i pierdem datorită orgoliilor domnului ministru. Aveam programe de screening în Planul Național de Cancer care ar fi subțiat rândurile noastre ale pacienților. Aveam traseul pacientului oncologic, care acum e o bătaie de joc stat-privat. Aveam acces la molecule noi, care costă normal, și la investigații noi. Ei, neimplementarea planului ne-a văduvit de aceste avantaje, să spun așa, și speranță la viață ale pacienților, cumva, pacienților oncologici din România. Deci considerăm că este o iresponsabilitate majoră la nivel
la nivel național în sistemul de sănătate, iar acest derapaj de la legislație trebuie sancționat și îl vom sancționa noi pacienții. Pentru cei care ne urmăresc și care nu au experiența de a fi trecut printr-o boală precum și nici nimeni nu vrea să treacă printr-o asemenea boală, cât de dificilă e viața unui pacient care s-a întâlnit cu cancerul? Foarte dificilă. Până la urmă, pacientul nu luptă cu boala, luptă cu sistemul mai mult. Pe el îl erodează sistemul, nu boala în sine. Ar fi avut o șansă dacă drumul i-ar fi fost netezit prin acest plan național de cancer, dar din păcate nu se întâmplă acest lucru. Și vreau să punctez un lucru esențial. Cancerul nu este doar problema pacientului sau a familiei acestuia, este problema întregii societăți. Nu există familie în România să nu aibă o rudă, un prieten bolnav de cancer. Nu există. Noi am făcut o analiză în acest sens și ne-am convins. Bătrânii ne sunt omorâți în aziluri, noi murim că nu avem medicație și un plan care să ne apere, tinerii ne pleacă din țară, în curând o să vorbim și de un faliment de țară sau o să vorbim de țara nimănui. Țara bătrânilor omorâți în azilurile groazei, țara pacienților omorâți de sistem, țara celor care pleacă de aici pentru că nu mai găsesc și nu mai văd nicio speranță. Oare ce vom face cu țara asta? Oare ce vom face cu cei care ne sacrifică în numele politicii și a oamenilor care nu au habar de sistemul de sănătate și ceea ce ar trebui să fie făcut în sistemul de sănătate? Cam ăsta e pericolul, să dispărăm ca țară până la urmă. Cât de curând vom vorbi și de falimentul de țară cu atâtea împrumuturi la dobânzi uriașe. Pentru că noi ne informăm, nu suntem doar pacienți, mulți dintre noi au mai multă vacanță decât au guvernanții noștri școală. Da. Medicamentația e una foarte costisitoare, statul vă ajută, se găsesc medicamentele de care are omul nevoie. Din păcate, medicamentele le găsim cu sincope majore, tratament întrerupt, o lună, două, trei, ceea ce ne pune în pericol viața. Lucrurile astea le-am sesizat încă de anul trecut, când lipseau 8 medicamente din patologia oncologică, din diferite scheme de tratament. Domnul ministru a ieșit foarte revoltat la televizor și a zis: nu lipsesc 8, lipsesc doar 3. Și eu am replicat atunci, unul dacă lipsea trebuia să-și dea demisia de onoare. Dar nu se întâmplă în România așa ceva. Deci în continuare suferim și nu suferim doar noi, patologia oncologică, toate patologiile. Astăzi m-a sunat un pacient cu epilepsie care reclamă faptul că tratamentul care îl ține în viață și dă o calitate a vieții nu-l mai găsește de o lună. S-a mai împrumutat la prieteni, la colegi de suferință, dar nici aceia nu pot să-l ajute permanent și am constatat că acest tratament nu se găsește. Deci un epileptic care poate cădea pe stradă oricând, să intre în acea criză și care nimeni să nu-l mai scoată pentru că nu are medicația la zi. Deci nu numai noi suferim din cauza lipsei de medicamente. În continuare avem probleme majore în aprovizionare cu medicamente. Cele care nu se mai justifică economic nu se mai aduc în țară, iar cele care se mai justifică iau drumul comerțului paralel. Vreau să mă întorc la o chestiune privind finanțele. Vă rog. Franța din 2008 a început să testeze genetic și molecular fiecare suspiciune de un anumit cancer. Au constatat după un an de zile că au făcut economie de 30% la bugetul oncologiei și au reușit să dea tratamente personalizate, să practice o medicină personalizată față de pacienții ei, ceea ce a mărit
durata de viață a pacienților și chiar a vindecat foarte mulți dintre ei. Noi încă din 2008 am venit cu acest principiu să fie introdus în România, dar nu s-a întâmplat. E mai bine să murim decât să trăim în România, iar cei care ne conduc astăzi nu-și fac probleme pentru că ei au bani să meargă în străinătate să se trateze. De cât timp conduceți această federație, domnule Irimia? De la înființarea ei din 2005 am fost vicepreședinte pentru că am avut președinte o pacientă simbolic, din păcate nu mai e, Dumnezeu să o odihnească, după care am preluat de la dispariția dumneavoastră, am preluat frâile acestei federații, iar de la 5 asociații cât eram la vremea aceea, am ajuns la 26 de asociații, membre în federația noastră și avem ca membri doar peste 90.000 de pacienți, dar asta nu înseamnă că nu apărăm drepturile tuturor pacienților care apelează la noi. Deci, în consecință, noi apărăm pe toți care doresc să-i sprijinim. Avem peste 300 de procese câștigate cu statul român de acces la medicamentație nouă, inovatoare. Am salvat multe vieți din aceste procese. În urma acestor procese trăiesc aproape 1000 de pacienți. Deci noi avem o luptă continuă cu sistemul încă din 2012 privind aceste procese cu statul. Nu mai spun de meetingurile din 2001 când am obținut ca organizație la Brașov, din care fac parte, primul plan de chimioterapie din România, că nu aveam nimic. Atunci ministrul doamna Bartoș ne-a alocat 80 de miliarde de lei și ne-a creionat un mic program de oncologie, chimioterapie și radioterapie. Și de atunci ne luptăm să obținem un plan național de cancer adevărat. Și din 2001, vedeți și dumneavoastră că anul trecut, când s-au împlinit 22 de ani, speranța noastră a fost omorâtă de domnul ministru Rafila, care a votat în Parlamentul României ca deputat, a votat și dumnealui acest plan. Și atunci de cam ce asta e situația. După ce se nasc atât de greu lucrurile astea de care avem atâta nevoie? Aveți vreo explicație? Că practic ați dus câte o puternică, câte o grozavă bătălie pentru fiecare mic succes pe care l-ați înregistrat în cei peste 20 de ani. Așa este, dar orgoliul politic și irresponsabilitatea de investiție în sistemul de sănătate, suntem pe ultimul loc la investiții în sănătate din Europa și Bulgaria au mai mult din PIB alocate sănătății decât noi. Noi ajungem undeva la 5% din PIB, Bulgaria au undeva spre 9% din PIB alocat sănătății. Privind accesul la medicație și Bulgaria o duc mult mai bine decât noi și la investigații, țară cu care deseori suntem comparați, deci nu putem vorbi decât că suntem pe un rușinos ultim loc la finanțare și la responsabilitate față de pacienți, de cetățeni și pe primul loc, negreșit, la mortalitate. Cam asta e situația în România și am picat pradă orgoliilor politicienilor, am picat pradă contradicțiilor politice și responsabilității privind investiția în sănătate. Și atunci, dacă sunteți în conflict cu politicienii, indiferent de culoarea lor politică, cine v-a ajutat? V-au ajutat organizații non-guvernamentale? Ne-au ajutat cei de la Strasburg și Bruxelles? Nu suntem, celula malignă nu are culoare politică, stimate domn. Nu suntem în conflict cu politicienii, chiar avem prieteni între politicieni în toate partidele. Politicieni care au încercat să ne ajute individual cum au putut. Deci noi nu facem politică, nu suntem împotriva politicului, știm că decizia este politică, dar niciodată, nu au ajuns la o concluzie esențială pe care noi am reclamat-o. Ei hotărăsc pentru noi și pe banii noștri, fără noi. Din păcate.
Nu este un dialog cu politicieni care decid pentru noi și, repet, ei decid pe banii noștri, nu pe banii statului, că banii statului sunt banii noștri, ai asiguraților. Nu a fost niciodată dialog, nu a fost niciodată o deschidere, ci pur și simplu informații, hai mai punctăm o sindrofie, am mai participat și cutare de la partidul cutare sau de la partidul cutare, în rest nicio responsabilitate. Am ținut legătura cu Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, atât de la Senat cât și de la Camera Deputaților. Am avut un proiect, Inteligența în Sănătate, unde ne-a dus exemple de bune practici. Nu a trebuit să inventăm noi roata din toată Europa. Da, mi-au arătat că au cartea pe birou și atâta tot. Carte tipărită de noi din proiectul respectiv. Deci nu am stat cu mâinile în sân, am adus și noi un mic aport acolo, un aport științific de altfel, cu oameni consacrați, profesori, universitari și așa mai departe, dar ne-au ignorat total. Ei știu mai bine ce e bine pentru noi decât noi. Și de atât bine murim pe capete. Fiindcă mai avem doar 3 minute, aș vrea să știu ce urmează în vara asta extrem de fierbinte. Aveți o agendă la fel de fierbinte și dumneavoastră, dat fiind și contextul aparte, lupta cu cancer. Așa este. Următorul pas, sperăm ca săptămâna viitoare să finalizăm toată documentația privind acționarea Ministerului Sănătății în judecată pentru nerespectarea legii, scrisorile care vor pleca către ambasadele de care am pomenit și către Consiliul, Comisia Europei și Parlamentul Europei și către doamna comisar al european, doamna comisar al sănătății și al alimentației, doamna Stella Kyriakides, cu care avem o legătură foarte veche, dumneavoastră venind din Europa Dona, o organizație a femeilor cu cancer mamare. Aha, deci aveți o anumită relație. Dar toate astea o să pretindă timp. Și... Da, sigur că da. Sperăm să ne țină Dumnezeu, să ne împlinim această misiune la care ne-am angajat. Și noi avem încredere în Dumnezeu că nu ne va părăsi și vom finaliza ceea ce ne-am propus în detrimentul clasei noastre politice. Iar la anul, cei care suntem aproape 1 milion și familiile acestora, vom sancționa prompt aceste derapaje de la bunul simț și de la nerespectarea legii. Dar nu mai încercați pe durata verii, nu știu, să bateți la poarta Palatului Victoria, la poarta Palatului Cotroceni, nimic din toate astea? Ne-am obișnuit că aceste excursii și aceste întâlniri nu pot decât puncta o întâlnire, o sindrofie, o ieșire în presă, că ce am făcut, ne-am întâlnit, am discutat. Nouă ne trebuie medicamente, ne trebuie un plan. Cancerul nu se tratează cu promisiuni, cancerul se tratează cu medicamente și nu de către politicieni, ci de către medici. Nu mai pierdem timpul, am trimis memorii, am trimis scrisori, demonstrăm încă din anul 2001, așa cum am spus, că am cerut un plan național de cancer și până în zilele noastre toate memoriile pe care le-am trimis și care n-au însemnat nimic. Singurul care ne-a mai ajutat a fost președintele României, dar se pare că acum nu ne mai aude nimeni când e acest scandal în coaliție privind planul de cancer. Interesele comune sunt mult mai mari decât viața noastră a cetățenilor României. Deci una peste alta, practic, principalul aliat rămâne bunul Dumnezeu sau soarta, depinde cum te raportezi la entitatea supremă. Și atunci și instanța. Sau instanța din România. Dar știți, și instanțele au vacanță judecătorească, așa că o să mai dureze. Noi demarăm și vom încerca să judecăm la urgență această reclamație noastră, această acțiune a noastră în instanță, dar mai sunt și alte căi juridice de urmat, pe care ni le păstrăm ca secrete deocamdată, pentru că e strategia noastră privind următorii pași pe care trebuie să-i facem. Să încercăm să încheiem totuși într-o notă optimistă. Există, poate să existe o notă optimistă în povestea asta?
Sigur, la anul, indiferent câți rămânem dintre noi, trebuie să avem grijă ce votăm, trebuie să avem grijă ca sănătatea să fie pe primul loc. Iar dacă îl citesc pe Petre Țuțea, care spunea că cu stânga nici măcar cruce nu poți face, dar m-am convins că nici cu dreapta nu e o cruce dreaptă pentru noi, cetățenii României. Mulțumesc, că... domnule Cezar Irimia, vă mai așteptăm la Canal 33 și vă urez și dumneavoastră și tuturor celor care ne-au urmărit multă sănătate și inspirație. O vară tuturor cât mai plăcută.